În vremea aceea, pe când se întorcea în oraș și sursa flămâzit, și văzând un smochin lângă drum, s-a dus la el, dar nu-i găsind nimic într-însul, decât mai frunze, a zis smochinului, de acum înainte să nu se mai facă rod din tine în veci. Iar smochinul s-a uscat în clipa aceea, văzând aceasta, ucenicii s-au minunat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Iisus însă a răspuns și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a întâmplat cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice, ridică-te și aruncă în mare, se va face așa și toate câte veți cere în rugăciunea voastră cu credință, veți primi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În vremea aceea, pe când întorcea în oraș, Iisus a flămânzit. Iisus, iubiți credincioși, a spus că îmi este foame. A mai spus într-un moment, când era pe cruce, îmi este sete. Și acum, și atunci, de fapt, arăta lumii, dezvăluia lumii același lucru. Mi-e foame și mi-e sete de mântuirea lui Israel. Și acest lucru, iubiți credincioși, l-a dezvăluit în fel și chip. Dar în pilda aceasta a smochinului neroditor, se dezvăluie cel mai clar icoana poporului Israel. Și văzând un smochin lângă drum, s-a dus la el, dar negăsind nimic în prânsul, decât numai frunze a zis smochinului, de acum înainte să nu se mai facă rod în veci din tine. Și smochinul s-a uscat în clipa aceea. Iubiți credincioși, n-a găsit rod. Care rod? Roada Duhului. Care roada Duhului? Roada credinței și a faptei lucrătoare prin iubire. Roada Duhului care este dragostea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. A găsit numai frunze. A găsit smochinul dezvoltat, bine ancorat. Ancorat în ce? În lege, în Moise, în ritual, în tipic. Ancorat în formalism. A găsit poporul și pe conducătorii poporului foarte bine conturat, iubiți credincioși, cu o coroană bună, cu o tulpină statornică, cu crengi viguroase, cu frunze cât se poate de multe și toată această stufoșenie a fost, de fapt, neputința poporului Israel, pentru că trăcea seva din pământ, trăcea lumina soarelui, sugea puterea ploii, se hrănea din aerul din jurul copacului, primea darurile sub toate aspectele de la Domnul Dumnezeu, n-a ducea roadă. Pentru că roada, de fapt, era o mișcare a voinței. Roada era, de fapt, o consacrare a minții în inimă după voia lui Dumnezeu. Dăm Fiule inima ta, nu dăm Fiule creierul tău. Dăm Fiule inima ta, adică cele adânci ale inimii tale. Pentru că aceasta este roada Duhului. Poporul Israel era, de fapt, copilul lui Dumnezeu care trebuia să ducă la o înfiere a tuturor neamurilor prin har față de Dumnezeu. Și n-a adus roadă poporul Israel. Era un copil de bangata care le-a dat pe toate. S-a obișnuit cu binele. S-a obișnuit cu Dumnezeu. S-a obișnuit cu prorocii, cu învățătorii de lege, cu tâlcuirea legii, cu scripturile, cu jertfele, cu templu, cu toate ale legii, s-au obișnuit cu mana în pustie și au cârtit poporul Israel, s-au obișnuit și n-a mai crescut, iubiți credincioși. Și n-a mai adus roadă. Și Domnul Dumnezeu a spus, blestemat să fie acest smochin, ca să vadă, de fapt, cam ce va cădea peste ei atunci când vor spune ei sângele dreptului acestuia asupra noastră și asupra copiilor și copiilor noștri. Credința lor, iubiți credincioși, era seacă. Credința lor era formalistă. Credința lor nu avea putere, nu putea să miște nimic. Credința lor era, de fapt, fățarnă. Și mergând mai departe,
Domnul Dumnezeu, după ce a întrebat, după ce a răspunzând ucenicilor, de ce a făcut acest lucru asupra smochinului, Domnul le-a dat o pildă despre credință, pentru că problema lor era credința falsă, fățarnică, nelucrătoare. Iisus însă răspunzând le-a zis, adevărat vă spun vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ceea ce s-a făcut cu smochinul acesta, ci și muntelui acestuia de veți zice, ridică-te și te aruncă în mare, se va face așa. Și toate câte veți cere în rugăciunile voastre, cu credință veți primi marea, muntele, pământul, smochinul, copacul, partea vegetală, partea aceasta vegetală, toate implicate ca pilde pentru om, Biserica Dumnezeu, chiar și asinul care l-a purtat în Mântuitorul. Le avem pe toate. Și pământul, și apa, și platele, și asinul, și animalul, și muntele, și toate Biserica Dumnezeu le avem ca pilde de smerenie, de ascultare, pentru om, ca omul să creadă și să înțeleagă. Și dacă veți avea credință, veți pune muntele acestuia să se mute în mare și se va muta. Dar, iubiți credincioși, credința este o funcție a rațiunii, credința este o funcție a creierului, sau credința este o stare a inimii, a Duhului, a adâncului omului, iubiți credincioși, înrădăcinată în om de Dumnezeu de la început. Este o funcție a sufletului omului, iubiți credincioși, a inimii omului, care lucrează. Dar credința nu rămâne nemanifestată, ci că sunt oameni care sunt atei. Nu, ei cred, dar cred în altceva. Atei, ci că sunt cu toate, foarte aproape de Dumnezeu, dar numai că sunt cu spate. Ei spun că nu, nu există, nu există, te împing în El. Și dracu are credință. Pentru că crede, mărturisește, dar nu se supune. Și oamenii au credință. Pentru că cred în ceea ce văd, cred în ceea ce simt, cred în ceea ce spune unul într-o veste oarecare. Oamenii cred, folosesc credința, dar nu folosesc cum trebuie ca dar al Dumnezeu în lumea Duhului, în lumea Harului. Și Domnul de această credință vorbește. Dacă veți avea credință, veți muta muntele din loc. Dar, credincioși. Ce trebuie să înțelegem noi? Că relația cu Dumnezeu pe verticală se lucrează prin credință și iubire de Dumnezeu. Credința inimii, cum am spus. Dar această credință trebuie manifestată. Pentru că credința, fără fapte, este moarte. Și faptele trebuie să conțină nu o credință demonică și o faptă demonică. Pentru că și demonul prin credință poate să facă fapte și minuni ca să sucească omul și universul într-o secundă. Credința și faptele trebuie să fie lucrătoare prin iubire. Demonul nu este capabil de smerenie și de iubire. Toate se leagă în taina și în semnul Sfintei Cruci. De aceea, zice credincioși, Domnul spune clar, credința pe verticală are efect pe orizontal atât de mare, încât dacă veți spune cu cuvântul prin credința voastră în numele Domnului, în Harul Duhului Sfânt, veți spune muntelui, mută-te în mare, se va muta în mare. Și au fost cazuri de sfinți care au mutat muntele în mare cu rugăciunea. Și atunci, iubiți credincioși, știința lumii astăzi nu face altceva decât să încerce să descopere prin energiile create niște frânturi, niște fricături ale puterii care se lucrează din inima omului prin energiile necreate prin Harul Duhului Sfânt. Oamenii încearcă prin rațiune, prin puterea creierului și prin știința lumii aceasta să înlocuiască prin știință și cunoaștere, prin pomul cunoștinței binelui și răului, ceea ce se lucrează într-o clipeală prin puterea credinței. Dar tocmai asta este capcana lor, pentru că nu pot muta nimic. Mută ei un bob de colo-colo prin credință, dar nu mișcă lucrurile, pentru că omul moare în necredința lui, se duce la judecata particulară, nu a cunoscut pe Dumnezeu și se duce tot în iad, oricâtă cunoaștere lumea asta avea, dacă n-ar avea credința care mute muntele în an. Dar, iubiți credincioși, până să mutăm noi muntele,
Trebuie să mutăm bolovanul. Bolovanul lipsei credincioși. Pentru că dacă stăm bine și ne gândim la vorbele din popor, prin har, prin energia necreată, prin energia Duhului, prin inima omului, se mută multele în mare. Dar, gândindu-ne la vorbele din popor, spunem așa, a, așa un bolovan în piept sau pe piept, de ani de zile, ca o apăsare, în partea aceasta emoțională. Altul spune de frică, de neputință, de boală, am un bolovan așa în stomac, parcă nu mai scăpie. Mai jos. Altul spune, am pe capul meu așa o apăsare și așa o întunecime și așa o ceață, parcă am un bolovan în cap. Și în partea rațională, și în partea emoțională, și în partea vitală. Oamenii au niște bolovani, dar bolovanii aceștia sunt niște bolovani fizici, nu îi credincioși. Sunt energii create, malefice, distorsionate, care le-am primit de la unii sau de la alții, pentru că noi dăruim celorlalți numai gunoaiele energetice ale noastre. Sau sunt energiile noastre proprii distorsionate, pentru că suntem imorali, nu avem bunătate, nu suntem duhovnicești și cele ale noastre se distorsionează, se sucesc și devin ca un bolovan. Pentru că mintea ia forma gândului care iese din inimă. Dacă din inimă iese un gând de viclean, pentru că din inimă ies curviile, preacurviile, hoțiile, viclenile, atunci ai un bolovan pe inimă. Ai un bolovan pe suflet, cum zice omul. Și atunci căldura sufletească, care iese din inimă, energia aceea inimii se transformă într-o răceală sufletească. Dar din inimă, dacă ai această stare de necredință, pentru că din ce se proiectează la un bolovan pe cap și te doare cap. De ce? Pentru că gândul care iese din inimă se proiectează în creier și acolo el lucrează negativ în mintea ta pentru tine și pentru ceilalți. Și în loc să curgă bunătatea, harul și toate energiile firești și suprafirești, ele se scurcircuietează acolo și ai bolovan în cap. Și apoi, emoțiile iau forma gândurilor care ies din inimă și se proiectează în creier, din credincioși. Și partea emoțională ia forma părții mentale. Și ai acel bolovan pe piept, de o viață. Lipsa de afecțiune, lipsa de iubire, lipsa de comuniune, lipsa de toate care se duc aici și stai cu bolovanul în inimă, stai cu bolovanul în creier, stai cu bolovanul pe piept și apoi stai cu bolovanul în trup și somatizezi, abia te miști. Pentru că sursa, iubiți credincioși, rădăcina, cauza, nu este nici în stomac, nu este nici aici, nu este nici aici, ci este în inimă. Și Domnul a spus așa, trebuie să mutați muntele vostru. Dar ca să mutăm muntele acesta, iubiți credincioși, este un munte al credinței. Trebuie să participăm sub toate aspectele, să ridicăm piatra sau bolovanul. De unde? De pe mormântul lui Lazar. Pentru că fiecare dintre noi suntem un Lazar înfășurat, în mii de feșe, legați. Și devenim nemișcați ca un bolovan, în interiorul unui mormânt de piatră. O mormânt de piatră care are pusă la ușa lui, are pus la ușa lui tot un bolovan sau o piatră mare. Și atunci, cum se poate mișca acest bolovan? Prin puterea credinței și prin puterea Cuvântului Dumnezeu. Lazar ieși afară! Cum? Prin puterea Cuvântului Lui Hristos. Dar Lazar, ca să iasă, trebuie să mai ieși vrea. Să ia. Pentru că Lazar a ieșit ca avut, dar putea să fie ca toți cei din iad, care n-au ieșit pentru că n-au vrut, pentru că au luat chipul demonului când s-a dus Mântuitorul Iisus Hristos. N-au ieșit toți din iad. Cum nu s-au pocăit toți de pe pământ? Pentru că n-au vrut. S-au învechit și înrădăcinat în rele. Piatra, bolovanul, de pe mintea, de pe inima lor, a rămas în continuare acolo. De aceea Lazar a mort de 4 zile, iubiți credincioși, pământ, apă, aer, foc. Lazar a 4 zile, de 4 zile mort. Mai mult decât o zi, decât a treia zi a Mântuitorului, ca să n-aibă nimeni ce spună. Ce să spună, pentru că era peste o măsură să zică că a fost în moarte clinică. Lazar a mort de 4 zile, pentru că era moartea sub aspectul acesta trupesc, vital, sub aspectul emoțional, moartea și îngroparea sub aspectul rațional și moartea sub aspectul duhovnicesc. Dar s-a început la planul duhovnicesc, pentru că Domnul s-a dus și a poruncit ca un Dumnezeu. Și acolo, iubiți credincioși, toate au început să se desfacă.
Pentru că Lazar a primit cuvântul, cuvântul a devenit lucrător, Lazar a început să se miște, Lazar a început să intre în viață, a început să participe cu emoții, a început să participe cu rațiunea, a început să participe cu toate ale lui, cu trupul, și ceilalți au participat și ei să vadă, pentru că au desfăcut toate acele fești, toate acele îmbălsămări ale lui Lazar. Dar, iubiți credincioși, vă amintiți voi de acel slăbănor care a purtat tot de patru evangheliști, de patru evanghelii, în cele patru zări omenirea, omul slăbănoc și era înțepenit ca un bolovan. Și că stai ca un bolovan aici lângă mine, nu te miști, n-ai nicio mișcare în tine. Cuvânt din popor, iubiți credincioși, muntele sau bolovanul, dacă vrem să mișcăm muntele, trebuie să începem cu ceva mai mic, cu bolovanul de pe rațiunea noastră. Gândiți-vă că acel slăbănor au spart cei patru pietrele, lespetele, bolovanii de pe creierul omului, de pe rațiunea omului, ca omul să se deschidă un pic prin cuvânt și să participe apoi în lumea credinței. Și au parcurs unde? Etapa aceasta de jos în sus, în casă, în inima omului, ca să se spargă bolovanul din inima omului. Și a spus acestuia, ridică-te, ca să se spargă bolovanul din vitalul omului. Fiule, i-a spus, ca să-l înfieze, să-l primească în starea emoțională. Și a acționat Domnul în cauze. Iertate sunt ție păcatele, i-a spart tău și umblă. Du-te și ia sfatul tău și mută muntele, aruncă-l în mare, în marea vieții acestea. Du-te la casa ta, i-a spus Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Unde este problema? Credința lucrătoare prin iubire, care nu poate să se miște în inima noastră, pentru că suntem îndepriți ca niște bolovani. Nu primim, nu asimilăm, nu dăruim mai departe, nu curge nimic, suntem împietriți la inimă, vorba românului, adică bolovan pe inimă. Și atunci, de ce am avut situația asta? Pentru că suntem la fel ca poporul Israel, formalist peste formalist, smochin, plin de frunze, toate sunt ale evlaviei, dar nu se mai mișcă inima noastră. Nu-l simți pe cel de lângă tine. Iubiți credincioși, este câte unul care simte și face totul anticipat. Nici nu-i spui. El anticipează. Este câte unul, îi spui și nu înțelege. Îi desenezi și nu înțelege. Îi explici și nu pricepe. Îi iei mâna și nu faci, pentru că este împietrit la inimă. Iar altul e făcut doar un gest și a știut să facă toate. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să fim foarte atenți noi cu noi înșine, pentru că dăm vina pe celălalt, dar în sensibilitatea noastră, bolovanul din noi, nu-l mișcăm deloc. Dar spunem așa, credința lucrătoare prin iubire. De ce nu lucrează? Pentru că omul nu mai crede că în spovedanie se iartă păcatele și se desleagă. Că dacă ar crede, cu voi de oameni ar sta la spovedit ca să-și ia bolovanul acela de păcate, de o viață care stă în spatele lor, să-l ia prin iertarea și dezlegarea care vine prin spovedanie. Dar ei nu se duc la spovedanie, ei stau la coadă, la psihologi, la terapeuți, la psihiatri. Pot să vă dea ei orice tehnică, orice medicament, orice terapie, nu poate să iarte, să dezlege păcatele. Numai la duhovnic, păcatele se iartă, se dezleagă, se acționează în cauză, în duh. Abia după aceea se dezleagă, iubiți credincioși, aici, în partea rațională, pentru că spune duhovnicul proptele. Și trebuie să crezi în cuvântul Evangheliei, trebuie să crezi în cuvântul Sfinților Părinți. Trebuie să crezi în ceea ce ți se potrivește, credința care vine prin auz. Dar nu doar atât, iubiți credincioși. Trebuie să mai deblochezi și tu, să mai lucrezi și tu cu emoții, cu bunătate, cu trăire, cu afecțiunea. Bolovan lângă bolovan stă în pat toată noaptea, soțul lângă soție se culcă rest, se dorm rest, se trezește rest și cred că dacă confundă sexualitatea și zvâcnirea sângelui cu niște momente de căldură, aceea cred că este iubire. Nu. Iubiți credincioși, este tot un bolovan. Pentru că iubirea aceea nu se manifestă pe tot timpul zilei, nu curge energia firească și suprafirească. Bolovan lângă bolovan stă colegul lângă coleg. La serviciu se adună, sunt reci și apăsători și se obosesc unii pe alții.
Bolovan, lângă Bolovan, lângă Bolovan, este toată societatea aceasta care este ca un munte greu de urnit, pentru că nu mai există credința aceasta. Și ce găsești când ești la biserică? Răceală, distanță, lipsă de comuniune, de comunicare. Stai lângă el în biserică, nu-l cunoaște. Îi vezi pe toți în față, nu știi. Vorbește preotul, n-ai nicio legătură cu el. Te cheamă sec la împărtășit, dar nu-ți mai dă împărtășania. Și am oameni care se duc pe la monastiri și pe la biserici și nu-i primește preotul la împărtășit. De ce? Pentru că te împărtășești prea des. Pentru că vrei prea des cu Hristos. Păi cum vrei să mutăm bolovanul din inima noastră dacă nu prin Hristos? Că fără de Hristos nu putem face nimic. De aceea, credincioși, acest bolovan din inimă, din minte, din simțire, din trup, sunt energii duhovnicești și energii firești care se fixează, se adună, se strâng într-un mod greșit, apăsător și apasă pe toată ființa noastră. Nu se începe decât cu spovedanie. Se continuă cu pocăința care moaie bolovanul de pe inima noastră. Se desăvârșește cu prezența lui Hristos care poate să munte, să mute muntele. Și nu întâmplător, la sfârșit am lăsat o altă piatră. Nu piatra de pe muntele, de pe mormântul lui Lazar. Nu-i credincioși. Piatra de la ușa mormântului lui Hristos. Piatra credinței în învierea lui Hristos. Piatra pe care au sigelat-o aceștia, acei evrei care vreau să astupe învierea, au sigilat-o, au pus piatră, au pus strajă la ușa mormântului și vroia ca să nu se mai iasă nimic de acolo. Dar Domnul a și dincolo, de mormânt și prin piatra lor. Pentru că din interior lucrează Domnul Dumnezeu, vedeți credincioși. De aceea, când se spune că se pune piatră de temelie la o biserică, piatră de temelie la o casă, se pune, de fapt, piatră dintr-un munte, un munte al credinței. Dar trebuie să fim foarte atenți că noi, de fapt, avem aceeași problemă ca poporul Israel. Nu mai lăsăm să curgă energia duhovnicească și energia firească din inimă, care ar putea să mute muntele din loc. Dacă ar lăsa oamenii să curgă această energie din inimă, ar fi numai lumină, pace, bunătate și roada Duhului și smochin roditor în casele lor, în ființa lor, în viața lor. Dar noi, de fapt, în continuu aruncăm în celălalt numai cu bolovani, primim bolovani, trăim ca un bolovan, energii diferincioși, apăsătoare, vibrații joase, grele. Iar bolovanul care l-au pus aceștia aici, pe piatra inimii noastre, ca un mormânt, este bolovanul care vine din frică, cea mai vibrație, cea mai joasă vibrație, o frică din toate punctele de vedere, care au pus-o nebunii lumea acestea. Cum poate fi această piatră luată, acest munte de pe inimă, luat și aruncat în mare? Numai prin credința în Hristos. De aceea, dacă vreți să mișcați lucrurile în planul fizic, în planul emoțional, în planul rațional, în planul social, în planul politic, în planul cultural, în orice plan vreți să mișcați de lucrurile, fără de Hristos, nu puteți face nimic, nici voi, nici noi. De aceea, prima mișcare pe care trebuie să o facem și unica, este aceea de a ne aduna în centru, în biserică, în altar, în jurul Sfântului Potir, în inima noastră, să curgă puterea lui Dumnezeu și de aici putem muta orice bolovan. Am mai dat exemplul acesta într-o predică. Putem muta orice. Dar dacă nu ne vom aduna aici, în biserică, în liturghie și în inimă, vom încerca prin alte soluții să mișcăm lucrurile, nu se vor mișca, pentru că au încercat și alții, generație de generație, în fel și chip, partide după partide, conjunctură după conjunctură și n-au mișcat nimic. Am ajuns din rău în mai rău. Dacă am înțelege lucrul acesta, într-o clipeală, într-o clipeală, s-ar mișca lucrurile. Dar nu trebuie să mulți bolovani. Gândiți-vă ce înseamnă într-un spital. Dacă s-ar face doar acest exercițiu, 1000 de pacienți să se roage pentru 1000 de pacienți. Fiecare din patul lui nu poate să facă el. Încât să se roage pentru toți cei din spitalul acela. Și și-a însemnat acolo 1000 ori 1000. Gândiți-vă câte raze de lumină, iubiți credincioși, 1 milion de raze de lumină, unele către altele, și dacă ar mișca mintea, toți dacă ar fi înțepeniți la pat, s-ar ridica ăla din comun. S-ar ridica unul din pat. S-ar vindeca altul pe loc.
Gândiți-vă ce înseamnă să se roage într-o clipeală 1000 de copii pentru 1000 de copii într-un liceu, într-o școală. S-ar lumina la minte, ar pleca demonii dintre ei, ar pleca duhurile nepurate, duhul dezvânării, duhul mâniei, duhul veției, duhul fumatului, duhul drogurilor, duhul prostiei din capul nostru, ar pleca toate acestea. Pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu. Vă dați seama ce înseamnă să fie 1000 care se roagă pentru 1000. Nu multe rugăciuni, una, două, trei, din inimă, o clipeală. Vă spun și vă garantez, s-ar lua muntele, s-ar muta în mare. Ce ar însemna într-un bloc să se roage toți pentru toți? O clipeală, un minut, o secundă, seară de seară. S-ar lua blocul acela din starea aceea, din pietrire, de apăsare, de lipsă de comunicare și de comuniune. Simți de multe ori când stai în bloc, simți vibrațiile celor de lângă tine. Pentru că fiecare din apartamentul lui, în loc să fie un releu prin care curge lumina, se amplifică lumina, aceștia au făcut prin televizor, prin muzică, prin imagine, prin alimentație, prin lipsa de comunicare, prin singurare, prin frică. Au făcut din relee care trebuie să aducă lumina, au făcut niște găuri negre care storc și adună toată energia și o mută în pământ, în adânc, și se hrănesc demonii din energiile dintr-un bloc, în loc să se hrănească toți pe toți și societatea să se manifeste, să se mute muntele, iubiți credincioși, s-ar mișca lucrurile. Dar oamenii nu știu lucrurile. Cine sunt cei mai vinovați? Arhierei și preoți. Da. Pentru că ei trebuie să explice lucrurile acestea. Ei trebuie să facă catehezii. Ei trebuie să lumineze lumea. Nu politicianul, nu învățătorul, nu medicul, nu profesorul. Ei sunt după. Pentru că arhierei binecuvintează și cu preoții. Ei transmit harul pe verticală și mut muntele necredinței în mare și se amplifică totul în muntele credinței, în muntele schimbării la față, și apoi aceștia s-ar ridica din toate neputințele lor cu harul și cu binecuvântarea pe care ar da-o arhierei și preoții și s-ar mișca lucrurile. Fără aceste lucrări, totul este simțite false, despre nicio și toate sunt simțite false. De aceea, pe cei care înțelegeți, vă conștientizăm să lucrați în interiorul vostru ca să mutați munții și bolovanii de pe minte, de pe inimă, de pe emoții, de pe trup, de pe duhul vostru. Unul, să lucreze pentru el. Care poate să lucreze în familia lui. Care poate să lucreze în neamul lui. Rugați-vă 2, 3, 10 frați cu fii și nepoți, cu părinți și toți, puneți-vă toți pe un pomelnic, fiecare să se pomenească pe toți și o să vedeți că lucrează harul în familia și dispară dracul, dispare cearta, dispar procesele din tribunale, dispar partajele, dispar divorțurile, dispar copiii care vin fără părinți, dispar toate, pentru că toți, în loc să-l judești pe fratele tău cu ce prostie a făcut, în loc să-l judești părintele tău, mai degrabă toți să se roage pentru toți și ar apărea o lumină, ar pleca dracul dintre noi care par bagă zâzania și s-ar muta muntele întunecat în mare. Și multiplicați lucrul ăsta la un neam. Gândiți-vă acum, vă uitați la televizor, vai săracii! Cum suferă cei din Afganistan? Cum suferă cei de nu știu unde? Cum suferă? Dar suntem noi un neam. Să auzi cuvântul patriarhului care spune, oameni, voi vedeți că este prigonită credința. Frați creștini, voi vedeți ce se întâmplă în lumea aceasta? Tot creștinul ortodox, post, lunea, miercurea, vinerea, care cum poate, și să ne rugăm în felul acesta. Să dea o rugăciune scurtă, să iasă un patriarh și să spună. Nu spun nimic, sincer, pentru că pe ei, pe pieptul lor, pe inima lor, zace un bolovan greu al trădării lui Hristos. Zbolovanii cu care au alungat după Hristos ca să-L alunge din templu. De aceea, zice credincioși, să auzi un cuvânt de ăsta, s-ar mobiliza o țară. Să auzi și a doua zi să iasă patriarhul, la știri, sau episcopii, s-ar mișca lucrurile. Să auzi și a treia zi și a patra zi și să catehizeze. Dacă ar vorbi ei, am tăcea noi. N-am mai trebuit să mai scoatem niciun cuvânt. Pentru că nu este datoria noastră să vorbim în public atâta timp, zi după zi, și să catehizăm poporul. Nu-i treaba noastră. Noi trebuie să ne facem datoria aici, în mediul monahal, sau duminica să predicăm și în sărbători și atât. Asta ar trebui să fie treaba patriarhilor și a episcopilor zi de zi, să apară 5-10 minute, să dea o direcție poporului, să-i scoată din frică, din bolovanul acesta al fricii, să-i ducă în muntele nădejdei, a credinței și a dragului. Îl rugăm pe Domnul Dumnezeu să scoată din inima noastră toată fățărnicia, smochin neroditor, să mută muntele necredinței în apă, să ne dea puterea, să lucrăm după voia lui Cea Sfântă. Amin.